Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă lecție de economie. O lecție în care încercăm să vedem cum funcționează lumea, care sunt legitățile care ne animă. În seara aceasta cu un invitat special, e vorba de domnul Valentin Lazea, economistul șef al Băncii Naționale, căruia îi spun bine ați venit în Iași. Mulțumesc că ați acceptat invitația de a descăleca în platoul emisiunii noastre și de a decripta câteva lucruri pe care le puteți spune legate de tema pe care v-am ridicat-o la fileu. Elementul de legătură în ceea ce înseamnă funcțiunea economiei pornește de la educație și dumneavoastră, la fel ca și mulți alți profesori, elitiști, identificați o vulnerabilitate în ceea ce înseamnă modul în care educația ne permite să evoluăm și o calificați ca o problemă de strategie națională. În primul rând, bună ziua, mulțumesc pentru invitație, sunt onorat să particip la această emisiune. Da, educația în general și educația economică în particular, cred că devin o problemă de siguranță națională, mai mult decât de strategie, devin o problemă de siguranță națională și vom argumenta, sper, pe parcursul emisiunii de ce se întâmplă așa. Ați putea începe cu o prezentare a tabloului general pentru a vedea spre ce ne îndreptăm, încotro se îndreaptă lumea, unde se află Europa în această bipolaritate? Da, fac precizarea de la început că nu vorbesc în calitate de oficial al BNR, în sensul că nu, ceea ce voi spune nu reprezintă poziția oficială a BNR-ului. Voi spune ceea ce am constatat din cercetările proprii, din lecturi, din ce am putut să interacționez cu diversi oameni și concluziile pe care le-am tras eu. O primă idee ar fi aceea că noi, ca omenire, lăsăm în urmă lumea unipolară, care a fost de la începutul anilor 90 până prin 2021. Construită pe un dividend al păcii. Construită pe un dividend al păcii și lume în care Statele Unite jucau rolul de hegemon și de model de urmat de celelalte țări, care însă lume multipolară, iată acum se vede tot mai clar că devine cel puțin bipolară, dacă nu multipolară. Și avem pe de o parte economiile liberale, hai să le spunem, gen Statele Unite, Canada, statele din Uniunea Europeană, Marea Britanie, Japonia, Coreea de Sud, Australia, Noua Zeelandă, etc., pe care am putea generic să le grupăm în subtitulatura de economii ale OECD-ului, da? Organizația Economiilor Dezvoltate. Pe de altă parte, avem acele economii cele mai multe emergente, dar și cu o formă nu tocmai democratică de conducere, gen China, Rusia, Africa de Sud și altele, grupate ele, acestea din urmă, în ceea ce se cheamă BRICS, acronimul de la Brazilia, Rusia, India, China și South Africa, Africa de Sud. Interesant este însă faptul că alte 13 state din sudul global, să zicem așa, au făcut cereri de a fi integrate, de a fi primite ca noi membri în această grupare BRICS. Și este vorba de țări precum Nigeria, Arabia Saudită, Iran, iarăși nu tocmai exemple de democrație, dar, surprinzător, și de țări precum Argentina, care măcar pe hârtie pretinde a fi democratică. Și care ar dori o relație de logodnă cu una din cele două părți a bipolarității? Da, deci e clar că în această competiție între Nordul și Vestul dezvoltat, pe de o parte, și Sudul și Estul mai puțin dezvoltat, sunt anumite state care contestă această ordine liberală a lumii, da? Statele din grupul BRICS, cărora, iată, sunt gata să li se alăture și alte, și alte state. Acum, de partea cealaltă, avem și din partea OECD-ului o încercare de lărgire a sa,
căreia poate să-i fie beneficiar România, este în cercul țărilor candidate, la oaltă cu Croația, cu Bulgaria și cu alte state. Și acum s-ar pune întrebarea dacă România chiar merită să fie parte a acestei organizații a statelor dezvoltate. Vă gândiți că a trecut de pragul celor 12.500 de dolari? Da, ideea este că merită, chiar dacă la limită, dar merită, pentru că dacă ne uităm la două criterii, și anume, pe de o parte, clasificarea statelor în state cu grad înalt de dezvoltare, cu grad mediu, mediu spre înalt, mediu spre slab și slab dezvoltate, astea sunt cele patru categorii, România a trecut de pragul de jos al statelor dezvoltate cu peste 12.500 de dolari pe locuitor la paritatea puterii de cumpărare. Deci suntem în grupul, economic vorbind, în primul grup din cele patru. Pe de altă parte, al doilea criteriu care merită luat în considerare este un criteriu, să spunem, al deschiderii societății, un criteriu al cât de liberală este societatea, cât de bine se aplică principiile liberale. Și aici, iarăși, sunt patru categorii: democrații totale, democrații cu probleme, a doua grupă, state hibrid, a treia categorie, și a patra categorie, regime autoritare. Și ce o să constatăm? O să constatăm că grupul OECD cuprinde în principal democrații totale și democrații cu probleme. România e în această a doua grupă, democrații cu probleme, dar nu este singura. Sunt multe alte țări deja membre, Portugalia, Cehia și alte țări, Grecia, care sunt în această categorie. Deci sunt membre ale OECD, dar au o democrație cu probleme, nu o democrație deplină. Deci dacă e să ne ghidăm după aceste două seturi de criterii, economic și politic, să zicem, România ar intra fără probleme în această grupare a țărilor OECD. Problema care se naște dacă privim înspre viitor este o intensificare a competiției între aceste două mari grupări de state. BRICS-ul, să nu uităm, include în rândurile sale circa jumătate din populația lumii. Dacă ne gândim că numai India, care acum a devenit recent cel mai populat stat de pe planetă, și China, la un loc au aproape 3 miliarde de oameni, numai astea două, plus Brazilia, Rusia, Africa de Sud, plus cele care stau să vină, dintre care Nigeria este presupusă a deveni în curând statul african cel mai populat, dacă nu cumva a și devenit statul african cel mai populat. Deci avem cam jumătate din locuitorii lumii trăind în țări deja dezvoltate și altă jumătate trăind în țări mai puțin dezvoltate, dar care se uită cu invidie la dezvoltarea celorlalte, dar nu vor să adopte principiile liberale de organizarea societății care i-au dus la prosperitate pe cei din societățile liberale. Asta așa la o lectură foarte sumară, ca să rezum în câteva cuvinte. Și tot în puține cuvinte, modelul economic pe care noi suntem ancorați e sustenabil? E practicat și în celelalte țări OCD? Da, deci aici cineva s-ar putea întreba care dintre cele două modele economice au mai multă eficiență pe termen lung. Modelul autoritarianist, cel gen China, Rusia, unde partidul, stat decide ce trebuie făcut în economie și lucrurile chiar se fac repede, dar ineficient, sau modelul pieței libere, unde fiecăruia îi se lasă inițiativa, sectorul privat respectiv, să facă lucrurile din economie. Și aici, cum spun, viitorul, bineînțeles că nu putem avea pretenția de a ști ce se va întâmpla în viitor, dar experiența istorică ne învață de faptul că economiile centralizate, cele de tip autoritarist, până la urmă, oricât de bine intenționate ar fi, eșuează economic, devin ineficiente, pentru că planificatorul central, chiar binevoitor fiind, nu știe să aloce resursele așa cum trebuie. Deci chiar dacă pe termen lung China sau alte state
pe termen scurt, au anumite progrese și se văd astea, liniile de cale ferată de înaltă viteză, noile cartiere de zgârie nori și așa mai departe, pe termen lung ne arată istoria că se fac și multe investiții ineficiente, tot felul de proiecte care nu vor reuși să producă la rândul lor efecte economice. În partea cealaltă avem și acolo problemele capitalismului, în sensul că se pare, deci nu este ceea ce spun acum, nu trebuie luat ca o legitate. Este o tendință care poate să se materializeze sau nu. Se pare că ieșim dintr-un ciclu de circa 40 de ani, care a început cu perioada Margaret Thatcher în Marea Britanie și Ronald Reagan în Statele Unite, când s-a spus statul trebuie să se retragă complet din economie, lăsați libera inițiativă, sectorul privat, băncile private să decidă ele alocarea resurselor și așa mai departe. Acest model de liberalism, care fără doar și poate a adus prosperitate, a avut primele fisuri la criza din 2008-2009, când s-a demonstrat că sectorul financiar devenise un scop în sine, el își făcuse alte reguli decât economia reală și că în urmărirea asta neîngrădită de stat, neîngrădită de nimic, goana aceasta după profit, a produs o criză majoră. Și după criza COVID, cu atât mai mult s-a întărit percepția publicului din țările dezvoltate că statul merită să revină și să aibă un loc în economie, pentru că s-a văzut că fără intervenția statului în timpul COVID, singur sectorul privat n-ar fi rezolvat această criză. Mai adăugați la aceasta războiul din Ucraina, necesitatea de a crește cheltuielile militare, pe care nu sectorul privat le va face, ci tot, până la urmă, tot statul. Necesitatea economiilor verzi, care chiar dacă vor fi făcut economiile pentru economia verde, pentru ecologie, care chiar dacă vor fi făcute de sectorul privat, vor fi făcute sub o îndrumare sau după o canalizare a statului și așa mai departe. Cu alte cuvinte, societățile acestea de tip occidental, în care și România speră să facă parte, din ce în ce mai mult au o cerință a publicului pentru mai multă intervenție a statului în economie. Și asta, eu nu spun că e un lucru de bine sau de rău. Eu spun că este ceea ce se observă, că ne place sau că nu ne place. Și probabil că vom avea un nou ciclu de câteva decenii. Dar mai există cicluri în economie? Bună întrebare. În sensul tradițional. Ele, săracele, ar vrea să existe, ciclul economic ar vrea să existe, dar nu prea mai este lăsat să existe. Ciclul economic, conform cărților clasice de economie, ar trebui să fie un fel de sinusoidă în care să există perioade de creștere foarte mare, după euforice. Care euforice, de multe ori nejustificat de euforice sau nejustificat de mare creștere, după care reglarea mecanismelor pieței face să urmeze un ciclu de coborâre, după care iarăși să reia creșterea, după care să reia coborârea. Ceea ce economistul austriac Joseph Schumpeter numea distrugere creativă, adică cei care au crescut nesustenabil și au dat greș, ies de pe piață, plătesc prețul nesăbuinței lor, ca să zic așa, se întâmplă acea contracție a economiei, vin alții să reia producția în locul lor și crește din nou și iarăși aia care au greșit plătesc prețul greșelilor și așa și departe. Și în zilele noastre nu mai suportăm trecerea asta de la euforie la agonie și după iar la societatea modernă de câteva decenii bune refuză să mai admită pantea descendentă a ciclului. Cu alte cuvinte, publicul a fost educat și aici începem să ne apropiem de titlul emisiunii de astăzi. Publicul a fost educat și nu numai de școală, ci și de mass media, de tot ce se aude pe rețelele sociale, că nu este admisibil ca să avem ani de scădere economică. Că nu e admisibil sub nicio formă ca mâine să o ducem mai rău decât azi. Dacă asta îmi permiteți o intervenție, parcă și Ceaușescu spunea că nu e admisibil să avem elevi repetenți. Da, ajungem și la asta imediat, dar ca să-mi închid ideea. Deci, odată ce publicul este educat în sensul că
an de an trebuie să o ducă tot mai bine, că nu trebuie nimeni să plătească greșelile trecutului, atunci gândiți-vă de ce nimeni, niciuna dintre întreprinderile care conform teoriei ar fi trebuit să dea faliment și să lase loc altora, nu vor să dea faliment și așteaptă să vină statul să le salveze. Băncile care au greșit sau au făcut greșeli nu vor să plătească prețul greșelilor. Nu e o formă de a trăi în ficțional? Absolut că de e o întoarcere la Miorița? Absolut că e o formă ficțională. Omul de rând nu vrea, chiar dacă a făcut decizii greșite, să plătească în niciun fel. De exemplu, iată, o foarte mare greșeală care se vede cu ochiul liber este că cei care au bani își depun banii la bănci, în România vorbesc, chiar și peste limita de 100.000 de euro care este garantată prin fondul de garantare, nepăsându-le lor sau ne luând în seamă că banca respectivă ar putea să cadă. Nu zic că va cădea, dar e o formă de necunoaștere, de ignoranță sau de aroganță? Eu zic că ambele. Este și necunoaștere, deși presa a făcut destule articole, numai că presa tot așa, cu jumătate de gură, aproape dar că avem proverbe populare care spun nu îți pune ouăle în același coș. Exact, exact. Există zeci de bănci comerciale unde poți să segmentezi. Există 32 de bănci în care poți să depui ori 100 de mii per bancă, adică 3.200.000, și dacă ai mai mult de 3.200.000, du-te la bursă, du-te și investește în imobiliare. Da, sunt atâția români care au păi problema depuneri. Este că avem în ultimul an au crescut de la 40 și ceva de mii de oameni cu depozite peste limita garantată la circa 80 și ceva de mii. Deci s-a dublat numărul acestor oameni. Le place riscul? Deci eu zic că este și o doză de aroganță și deci e un exemplu clar despre cum oamenii se așteaptă ca greșelile lor să vină și să fie reparate de către stat. Nu că n-ar avea exemple. Iată, în America Silicon Valley Bank. Deponenții la Silicon Valley Bank care erau garantați conform legii americane în limita 250.000 de dolari per deponent, nu le-a păsat de limita asta și și-au depus mult mai mulți, 500.000, 1.000.000 la una și aceeași bancă la Silicon Valley. Și guvernul, ca să nu se de teamă de a nu se răspândi această criză bancară și spre alte bănci, le-a dat acestor deponenți acoperire totală, adică nu doar pentru suma garantată. Dar poate ar fi corect să spunem că ceea ce le este permis celor mari, cei mici nu o să aibă de unde. Adică într-o țară. Da, dar știți cum e, exemplele rele se disipează imediat, adică sunt preluate imediat. Ceea ce s-a întâmplat acolo poate fi preluat ca și idee, că statul oricum va interveni, oricum ne va salva pe toți, oricum va garanta că partea negativă a ciclului economic nu se va realiza. Și atunci, zic eu, capitalismul în sine are o problemă pentru că el neagă, așa astăzi când vorbim, neagă din rațiuni politice, populiste, cum vrem să le numim, neagă acest mecanism de reechilibrare. Asta nu înseamnă că, pe termen lung, sistemul celălalt autocratic va avea câștig de cauză, pentru că, totuși, capitalismul mai are ceva, și anume domnia legii. Se bazează pe domnia legii. Nu știu cât de veridică sau de validă e această domnie în România, în mod particular. Dar noi acum vorbim la modul general. Capitalismul, în plus față de autoritarianism, are această caracteristică că se bazează pe domnia legii, pe când dincolo e vorba de arbitrar. Trebuie să faci ce spune șeful, șeful de partid sau așa mai departe. Și probabil că, totuși, pe termen lung, capitalismul, cum a știut să se reinventeze de atâtea ori, dacă își va recunoaște limitele și greșelile și dacă va accepta că unii oameni mai trebuie să și plătească și să și piardă, atunci vom avea o reînflorire a capitalismului. Numai că pentru asta, oamenii de la vârste fragede din școală, de la începutul educației lor, trebuie să învețe că nimic nu este gratuit, că nu există prânz gratuit, că există ani de câștiguri și ani de pierderi și că atunci când tu ai pierdut ca urmare a unor decizii proprii greșite, nu trebuie să aștepți să vină statul să te recompenseze pentru chestia asta. Din păcate, acest lucru nu există nici în România și nici în multe din țările occidentale și asta este o mare, mare problemă. Și ajungem la educație. Da. E o problemă
care pornește de la modul de educație. Știut fiind faptul că dacă ne uităm în istorie, fiii satelor, străbunicii noștri erau educați, poate nu erau școlarizați, da, că nu au mers la școală, dar educația bunului simț și al traiului în comun o aveau. Da, da. Deci, bine, spuneți că sunt două lucruri diferite. Pe de o parte, școlarizarea și cultura, pe de altă parte, cei 7 ani de acasă. Da? Poți să fii ultra-școlarizat și să nu ai cei 7 ani de acasă sau viceversa. Acum, aș vrea să fac referire la ceea ce se numește efectul Flynn. Un cercetător neozelandez numit James Flynn a studiat evoluția coeficientului de inteligență pe mapamond, deci în toate țările, nu numai într-o singură țară, de-a lungul ultimelor 100 și ceva de ani. Și a constatat că între anii 1905 și 1984, acest coeficient de inteligență, la nivel global, repet, a crescut în medie cu 3% în fiecare deceniu. Deci în 8 decenii a crescut cu peste 24%. Și acest lucru, dacă e să ne gândim, nu e de mirare, că asta e perioada când școlile s-au răspândit și la sate, perioada când lumea citea cărți, cărțile în România se editau în zeci de mii de exemplare, să ne aducem aminte. În anii 50-60, o carte se edita în zeci de mii de exemplare. Cum să vă spun, e clar că cititul era mai mult decât un hobby, era o obligație pe vremea aceea. În schimb, începând cu anii 90 ai secolului trecut, ceea ce se constată cifric de către acest cercetător este că pe fiecare deceniu coeficientul de inteligență scade cu aproape 2% pe deceniu. Deci ne aflăm pe o pantă inversă și este și iarăși explicabilă în momentul în care există alte căi de a promova social decât prin învățare. Sunt tot felul de căi mai mult sau mai puțin oculte, mai mult sau mai puțin legale de a promova social. Pentru a obține o diplomă e suficient să dai copy-paste sau să plătești pe cineva să scrie diploma. De ce să înveți o limbă străină când există Google Translate? De ce să înveți orice când există inteligența artificială și așa mai departe? Deci omenirea... De un fel de Frankenstein sau? Da, Frankenstein, da, inteligența artificială va veni și cu bune și cu rele. Pe de o parte, partea bună este că ea probabil va crește eficiența economică în ceea ce privește rezolvarea de anumiți algoritmi, de probleme care pot fi încadrate în niște scheme logice. Dar inteligența artificială are și probleme. Numărul 1, ea nu va putea înlocui conștiința umană, pentru că nu este dotată ca să aibă conștiință. Deci nu va deosebi între bine și rău și asta, la rândul ei, va duce la o altă consecință. Va duce la faptul că va submina democrația. Deja astăzi când vorbim, mașinile, roboții pot să creeze mesaje care par a fi emise de oameni. Adică au învățat să creeze mesaje care parcă vin de la oameni și degeaba vei citi pe rețelele sociale un mesaj la care tu vei vrea să răspunzi pentru că tu te vei certa cu un robot, practic. Și robotul ăla va învăța din ce îl cerți tu și îți va răspunde. Deci, în momentul când nu mai discută om cu om și nu mai discută argument cu argument, democrația este subminată și există temerea că primul test de acest fel de subminare a democrației de către inteligența artificială vor fi alegerile americane din 2024, când se vor confrunta nu numai oameni cu oameni, ci și roboți cu roboți. Deci asta este un efect pervers al inteligenței artificiale. Un al doilea efect pervers al inteligenței artificiale ar fi acela că atrofiază gândirea și nu numai gândirea, și mușchii corpului omenesc. Dacă mașina și robotul va face totul în locul tău și tu doar vei sta pe canapea și vei bea un pahar de Coca-Cola sau așa, la urma urmei, omenirea a progresat atunci când a fost sub un stres oarecare, nu? Fie vom deveni fizic, cu toții obeji? Da, să vă uitați la un film de desene animate, se cheamă Wall-E, W-A-L-L-E,
care exact asta arată desenele animate, o navă spațială pe care sunt niște oameni toți grăsuți așa cu burtă, care dorm și se mai trezesc din când în când și care navă spațială e condusă de roboți. Și până când unul dintre grăsuții ăștia vine și spune, stați puțin că ce se întâmplă aici. Să lăsăm pe telespectator să caute și vă propun o scurtă pauză publicitară. Da. Am revenit în platoul lecțiilor de economie în această săptămână cu invitatul Valentin Laza, economist șef al Băncii Naționale. Domnule Laza, înainte de pauza mediană, ați început o argumentație legată de efectul fiind și vă întreb dacă există un risc acestei deprecierea gradului de inteligență naturală versus creșterea inteligenței artificiale? Sigur că există un risc și cred că această lipsă de interes pentru educație provine din mai multe surse. Faptul că nu mai se pune atâta preț pe educație cât se punea în anii 60, 70, 80 se explică atât printr-un interes al sectorului public cât și printr-un interes al sectorului privat. Fără a cădea în teoria conspirației, dar încercând să mergem la cauzele profunde, cred că sectorul public n-a mai avut un interes de a avea foarte mulți cetățeni educați care să pună întrebări, care să vină cu tot felul de argumente și așa mai departe, ci i-a convenit mai mult sectorului public să aibă o masă de manevră pe care să o poată manevra. Necreativă și ușor de manipulat. Asta una la mână. Nu devine carne de tun masa asta de manevră? În vremurile de război devine carne de tun. Vremurile de pace este masă de manevră. În ceea ce privește sectorul privat, bineînțeles că i-a convenit ca să poată să vândă mai ușor tot felul de produse de slabă calitate, comparați muzica anilor 70 cu muzica care se cântă acum, care nici nu e muzică, este un fond pentru a pentru a bea, pentru a fuma, eventual pentru a te droga. Deci este un fond așa excitant care nu transmite niciun sentiment, nicio emoție. Aia nu e muzică, eu nu o consider muzică. Dar probabil că nici cei care numără like-urile și vizualizările sunt tineretul nici nu vrea să asculte muzică în sensul știut de noi, adică de transmisători de sentimente și de emoții. Ei vor să se bâțe ca să poată să fumeze și să bea și așa mai departe. Dar asta este altă problemă. Văd o mare problemă în faptul că în România se vând numai 10 milioane de cărți anual, adică o jumătate de carte pe locuitor. Și păi o jumătate din cărțile vândute în țara vecină, Ungaria. Poate unde chiar sunt mai 18 milioane de cărți vândute. Da, dar ei au mult mai mare vânzare per capita decât, adică nu au același volum mic de vânzări. Și asta ce arată? Iarăși arată că nu ne mai interesează să progresăm pe scara socială prin cultură, prin învățare. Și prin ce? Uitați-vă la serialul Las Fierbinți, că este în mic arată o sinteză cum prin șmecherii și prin mici matrapazlâcuri, mici fără de legi, e acceptabil, în ghilimele acceptabil, să te îmbogățești, să progresezi. Dar mai e și așa cool în ziua noastră să citești, să să mergi la școală? Nu, este total necool, non-cool, adică nu este ceva trendy, nu e ceva cu care să te lauzi și există această imensă presiune, eu înțeleg pe tinerii de astăzi, că asupra lor tot timpul e presiune, nu cine știe mai multe probleme să rezolve sau cine știe mai multă fizică sau geografie, ci cine și-a cumpărat ultimul model de telefon, ultimul model de mașină și așa mai departe. E foarte greu să reziști acestei presiuni care, repet, a fost indusă și a fost indusă în omenire după cel de-al doilea război mondial, prin marketing agresiv, prin publicitate agresivă, făcându-i pe oameni să-și dorească lucruri de care ei nu aveau practic nevoie. Sigur că noi avem acum 16% din populația țării absolventă de cursuri superioare față de 9% din populație pe vremea lui Ceaușescu, dar trebuie să ne uităm și la calitatea acestei educații. Se vorbește mult de testul PISA, de cuvinte
gen analfabet sau semi-analfabet. Da, deci conform testelor internaționale, numite teste PISA, România are circa 40% analfabeți funcționali care nu știu să redea ideea principală dintr-un text pe care l-au citit. Deci citesc textul și nu înțeleg sau nu reușesc să verbalizeze ce au înțeles ei din acel text. 40%, gândiți-vă. Masă de manevră sau carne de tun, despre asta vorbim. Mai sunt alte 40 și ceva la 45% aproximativ, care sunt semi-analfabeți, deci care înțeleg pe aici, pe acolo, dar uneori înțeleg pe jumătate și ăștia iarăși sunt ușor de manipulat și de pervertit, mai ales când vine câte o mass media cu un program insidios din ăsta. Și nu devine o problemă de siguranță națională? Categoric e o problemă de siguranță națională care a fost mult prea mult timp neglijată. Deci nu este o problemă care să poată fi lăsată la voia întâmplării. Dacă în România numai 15% dintre oameni pot să gândească autonom și aceea cu semnul întrebării, da, avem o țară care poate fi, sau o populație care poate fi masă de manevră sau carne de tun, dar la fel de bine avem o populație care prin neștiință poate fi atrasă de către ideologii extremiste. De fapt, hai să o luăm așa, dacă noi acum suntem, noi ca omenire, suntem în situația de a regresa coeficientul de inteligență cu 2% pe deceniu, ne găsim undeva în perioada anilor 60. Ca și România la nivelul anului 2023. Da, noi acum am regresat spre anii 60, să zicem, da? Păi mai avem puțin și ajunge la nivelul anilor 40. Și aici mă gândesc că am văzut recent la București o expoziție la Sala Palatului dedicată unui pictor, Max Hermann Maxi, un pictor evreu bun de altfel din România, care expoziția avea două ecrane foarte interesante. Pe unul se derulau imagini din perioada dictaturii regale, carliste, și se vedeau acolo tot felul de oameni din ăștia tineri, fără căpătâi sau țărani sau muncitori, care se vedea după fața lor că sunt săraci, needucați și care mergeau încolonați la manifestări cu cămașile verzi și cu slogane din astea dictatoriale, și un alt ecran pe care rulau un filmuleț din 1948-50. Deci după numai 10 ani, aceleași figuri de țărani semi-analfabeți, de tineri neșcoliți și așa mai departe, erau cu steagul roșu, urlau acolo în piață imnuri comuniste. Și da? Dacă s-ar face și un film pe momentul curent, ar fi multe diferențe sau... Păi eu asta vreau să spun, că prin needucare, de ce spun că e o problemă de pericol național? Noi nu avem încă în România, și slavă Domnului că nu avem, niște lideri carismatici, extremiști, care, profitând de această ignoranță a maselor largi, să atragă după ei mase largi. Dacă va apărea vreun lider din ăsta carismatic... Vă gândiți la absolvenți de universitate? Da, uitați, e de exemplu ilustrativ cazul Corneliu Codreanu, nu? Zelea Codreanu. Parcă a făcut dreptul. Care a făcut dreptul. Universitățile din România pe vremea aia aveau mult prea mulți absolvenți de drept care nu aveau loc în piață, în piața muncii, vreau să zic, nu puteau fi angajați. Frustări. Și ei atunci, fiind semi-șomeri sau șomeri sau așa, deși aveau diplomă, acumulau frustrări. Și deja tot statul liberal și statul de drept pe care zice se aruncase pe ei în stradă, tocmai pentru că erau prea mulți de această specialitate de juriști, au început să-l submineze. Da? Așa se întâmplă și în țările arabe, unde sunt mulți absolvenți de facultate care, dacă nu-i angajează statul arab, în sectorul privat nu-i angajează nimeni. Dacă n-au, tatăl lor n-are o prăvălie mică în care să-i angajeze și oricum sunt frustrați de aici și ISIS, mișcările acelea arabe și toate. Deci vreau să spun că în momentul în care economia nu merge bine și există mulți deținători de diplomă, mai mulți sau mai puțin meritorii acele diplome, dar care ei se cred îndreptățiți sau nedreptățiți de către sistem, ei categoric că vor profita de aceste pături neșcolite pentru a-i atrage înspre mișcări extremiste. Și atunci întrebarea care se pune este ce... Care devin violentă.
care pot să devină violente, da. Deci este în joc, nu acum, imediat, mâine sau peste un an, dar pe termen mediu și lung, dacă nu reparăm această problemă a lipsei de educație, eu spun că bazele democrației pot fi subminate. Ea nu este garantată. Pentru democrație trebuie să te lupți zi de zi și ceas de ceas. Ori noi nu facem lucrul ăsta în România și primul lucru... Deși în România nu ducem lipsă de programe de reformă. Au fost cu sutele, da, dintre sigur. Care cred că foarte puține au fost duse la bun sfârșit doar sub presiunea condiționalităților externe venite de la Bruxelles, de la Fondul Monetar sau de la Banca Mondială. Exact. Doar atunci când a fost cineva care să ne împingă de la spate, atunci au funcționat programele, în rest, din păcate, n-au funcționat. Da, asta este situația. Problema e cum remediem practic, că așa de vorbit și de criticat e ușor să critici. Când critici, trebuie să vii și cu soluții practice, lucru care iarăși este străin mentalului românesc. Noi suntem buni la criticat și punct, atâta, fără a oferi soluții. Și pentru a nu fi și eu în această situație, în această categorie, vin și eu cu două propuneri de remediere. Una ar fi legată de asigurarea profesorilor, bine, și a medicilor în paranteză, dar în principal a profesorilor în mediul rural. Ce șanse au copiii aia, sau ce vină au copiii aceia 40 ceva la sută din populație care s-au născut spre ghinionul lor în mediul rural și unde mai există sau nu mai există un profesor bătrân de pe vremea lui Ceaușescu sau s-a închis școala de tot și copilul ăla nu poate, este practic privat, nu are dreptul la educație care este înscris în Constituție. Până în 1989 a funcționat acest sistem de repartiții obligatorii conform căruia profesiile așa numite de apostolat, adică dascălii, profesorii și medicii, erau obligați 3 ani de zile după absolvirea facultății să meargă la țară. După care, 3 ani odată trecuți, puteau să facă ce vreau ei. Și în felul ăsta, măcar, se asigura pentru oamenii din mediul rural o egalitate de șanse, hai să zicem așa. După care, venind 1989-90, s-a zis, domne, nu mai putem să-i obligăm pe profesori, economia liberă, cum să-i cointeresăm, hai să le dăm o casă la țară și 2 găini și 1 vacă, că așa o să rămână. Ei, uite că n-au rămas profesorii pentru 2 găini și 1 vacă la țară. Și atunci trebuie găsit un sistem prin care să cointereseze oamenii să meargă și să predea și să scoată la lumină acei 40% de copii din mediul rural. Eu am propus, dar degeaba am propus, că nu m-a luat nimeni în seamă, de vreo 10 ani, un sistem de genul fiii satelor, prin care cei mai buni absolvenți de liceu provenind din mediul rural să primească burse la universitățile de stat, atenție, numai la universitățile de stat, nu bag universitățile private, deși și alea ar putea în mod benevol să intre în acest program, dar sub semnătură că ei, după ce vor beneficia de aceste burse, vor reveni pentru cel puțin 3 ani în mediul natal, în satul natal, în comuna natală și vor munci ca profesori sau ca medici în acea comună, cel puțin 3 ani. Sub condiționalitatea că dacă nu vor face lucrul ăsta, vor fi obligați să ramburseze bursa ei sau părinții sau rudele lor care sunt co-garantori la respectivul contract de bursă. Și cred că ar fi o soluție pentru că cel puțin i-ar scoate și ar pune în situația de a obține diplomă pe niște tineri care altminteri nu neapărat ar avea mijloacele necesare pentru a urma o facultate, asta o dată la mână, și doi, întoarcerea acasă în mediul familial, 3 ani de zile, nu cred că omoară pe nimeni, da? Când vii la masă și casă la părinții tăi. După care, sigur, ești liber să faci orice vrei. Mi se pare mai mult decât rezonabilă, dar tocmai fiindcă e rezonabilă, nu vrea nimeni să o asculte. A doua soluție pe care o văd eu este legată de aducerea înapoi a tinerilor care au performat în străinătate, în sensul că au absolvit, de pildă, una din primele 500 de universități din lume și cărora, culmea, statul român astăzi încă le mai cere
să-și echivaleze studiile. Adică tu vii cu diploma de la Harvard sau de la London School of Economics și statul zice, eu nu-ți recunosc diploma până nu ți-o legalizezi sau să ți-o echivalezi. Deci vă dați seama de absurdul situației. Când, din contră, ar trebui ca lor, acestor tineri, să li se acorde catedre ex officio, cum ar veni. Din prima să li se spună, veniți și predați la școala noastră. Veniți și învățați pe români. De fapt, Revoluția de la 1848 ce a însemnat? Exact asta. Boierii bătrâni care erau de altă mentalitate și modă veche s-au dat la o parte și le-au zis fiilor care studiaseră în Franța și în Germania, veniți, luați și învățați poporul ce trebuie făcut. Un proces de modernizare exact, care a stat exact la baza unirii. Dar asta înseamnă să se dea la o parte cei care ocupă acum niște funcții, niște catedre și așa mai departe, lucru care în România nu este foarte ușor de promovat. Deci avem un model de jelanie de sine? Da, și asta este parte, dar acum este sentimentul uman. Sigur că nimănui nu-i convine să fie dat la o parte de un tânăr venit fără experiență să spune, ei nu pot pentru că n-au experiență, dar sunt oameni care au demonstrat deja în vest și singurul lucru care îi ține pe oamenii aceia de a veni înapoi în țară este faptul că ei vor ca aici în țară să găsească aceleași reguli și valori pe care le-au găsit în Spania, în Franța, în Germania, în Anglia sau pe unde au fost ei. Ei asta vor. Dați-le, nu neapărat bani la nivelul de acolo, că și costul vieții e mult mai mic, dar dați-le oamenilor ălora reguli și set de valori și legi care să fie la fel ca în Occident și ei vor veni pentru că, în primul rând, pe ei interesează să nu fie pilăraie, șpăgi, promovări pe cumetrii, pe grad de rudenie și așa mai departe. El spune, eu mi-am făcut singur cariera mea, de ce să mă duc într-un sistem unde risc să mă împotmolesc la prima promovare pe criterii de cumetrie, da? Deci, hai să ne hotărâm, iar cei care pot să influențeze chestia asta, ei înțeleg bine cei cărora mă adresez cine sunt, ei mă înțeleg acum, să schimbăm regulile și să aducem tinerii români, care nu sunt puțini și sunt școliți în sănătate, să refacă ei modelul cultural. Rămâne educația un element de bază pentru modernizarea statului sau avem și alte alternative? Păi alte alternative nu prea văd ce să avem, pentru că acum să revenim la educația economică. Noi ca economiști nu suntem destul de auziți, deci trebuie să-i avem aliați și pe profesori în general, în a învăța pe elevi că în lumea asta trebuie premiate carierele bazate pe moralitate și criticate carierele bazate pe furt, pe șpăgi, pe trafic de influență și așa mai departe. Sau plagiat. Lucru care nu prea se întâmplă. Și asta de ce? Repet, pentru că omenirea s-a învățat că totul este un prânz gratuit, că nimeni nu trebuie să plătească pentru greșelile ei. Și statul trebuie să devină un farmacist sau un terapeut. Statul trebuie să-i mângâie pe toți pe cap și să vină să le repare lor eventuale pierderi pe care le suferă. Cât timp acest mental colectiv nu este schimbat în sensul de a face conștient pe fiecare că el însuși trebuie să-și plătească pentru propriile greșeli și că trebuie să se ridice prin fapte morale și nu prin fapte imorale, iar aici intrăm pe cu totul alte câmpuri de discuții, acest lucru dorit de către economiști nu se poate înfăptui. Și atunci, bineînțeles că fiecare, cel care are credit, vrea numai dobânzi mai mici, nu-l interesează dacă e posibil acest lucru sau nu, că avem inflație, nu-l interesează. Cel care are afaceri într-un domeniu care nu plătește taxe, vrea ca să-i rămână privilegiul de a nu fi taxat, deși eventual el câștigă mai mult decât alții din domenii cu mai slab plătite, dar ăia plătesc taxe, el nu plătește taxe și așa mai departe, da? Deci descurcăreala asta pe cont propriu a dus la ideea că cineva cândva va veni și ne va salva, respectiv statul, respectiv
bugetul public, respectiv noi toți contribuabili, că bugetul public nu e da, o entitate în sine. Dar lipsa educației, oamenii aceștia urăsc statul. Chiar dacă l-așteaptă ca pompierul de serviciu. Exact. Deci, pe de o parte, ar vrea ca statul să le rezolve toate problemele, pe de altă parte, n-ar plăti niciun leu ca și taxe, dacă ar putea, chiar absolut niciun leu n-ar plăti. Și zicând, statul nu ne oferă servicii de calitate, ceea ce este adevărat într-o bună măsură. Sigur că se pierd mulți bani, sigur că sunt prea multe primării și angajați de primării și așa mai departe, dar să ne gândim că și dacă acestea s-ar restrânge ca număr și ca număr de angajați, sunt alte cheltuieli care vin acum din urmă legate de înarmare, da? De acel commitment, promisiunea de a crește la 2,5% cheltuielile din PIB cu înarmarea, legate de economia verde, legate de atâtea și atâtea alte lucruri care vor veni și vor adăuga la nota de plată. Deci chiar dacă tu scazi, să zic, printr-un efort eroic plata funcționarilor publici, ai alte multe cheltuieli noi apărute și deci nu se pune problema că nu vreau să-mi plătesc taxele, dar eu, pe de altă parte, să aștept să vină statul să mă ajute în orice. Dacă nu vreau să-mi plătesc taxele, atunci să mă duc singur în pustietate cu o pușcă, da, cu gloanțe și să fiu cum sunt, cum erau fermierii americani la începutul secolului 20, da? Fiecare cu legea lui, adică îi intrai în ogradă, era stat în stat, te împușca și trăia singur. Nu, era interesant. O formă de progres spectaculos pentru ei, dar pentru noi seamănă mai degrabă cu o formă de a boicota istoria. Da, ce să zic. Europa, din care vrem să facem parte, s-a clădit pe un cu totul alt sistem, pe colaborare și pe întrajutorare socială și pe un contract social în care ambele părți își îndeplinesc rolul. Cetățeanul de rând își plătește taxele, iar statul îi oferă servicii de calitate. Asta înseamnă Europa, contractul social. Dacă cum e la noi modelul, nici cetățeanul nu își plătește taxele și desconsideră statul, nici statul nu oferă servicii de calitate, avem un cerc vicios și un model non-european. Dar noi vrem să fim în Europa și să trăim ca europenii. Păi nu se poate așa ceva. Efectiv nu se poate. E ca și cum te opune legilor aritmetice. Cum fac ăștia protestatarii din Franța care ies în stradă că de ce le crește Macron vârsta de pensionare de la 62 la 64 de ani. Oamenii ăștia, protestatarii ăștia, nu-și dau seama că ei se opun legilor aritmetice. Și asta e primul lucru care în omenirea asta mă deranjează, că mulți oameni se luptă cu legile aritmetice. Ca și la noi când ultima dată s-a făcut creșterea pensiilor cu 40%, zicând ministra muncii de atunci, lasă că găsim noi bani, nu-i problemă, o să o rezolvăm noi cumva. Ea, punându-se atunci în contra legilor aritmetice, dar a fost mai mult decât aplaudată de mase largi de cetățeni care au zis la fel, nu mă interesează de unde face statul rost de bani, e treaba lui, nu e treaba mea. Asta înseamnă non-civism, adică punerea ta ca individ în afara treburilor statului. Ori dacă tu pe tine însuți nu te consideri o celulă a statului, atunci nici nu aștepta nimic de la stat, da? Albă sau neagră. Deci hotărâți-vă ce vreți, asta e pe scurt. Pentru că mai avem puțin timp din emisiunea. Cum arată diplomele de astăzi? Deținătorii de diplome seamănă oarecum cu muncitorii din industria serviciilor sau a școlilor profesionale de ieri? Deci, ideea este următoarea. Cei care trec prin facultate doar ca să obțină o diplomă, obțin niște skills-uri, niște îndemânări, niște deprinderi care să le ajute într-o anumită profesie să performeze la fel cum pe vremea lui Ceaușescu, pe vremea comunismului, școlile profesionale scoteau muncitori pe bandă rulantă într-o anumită industrie. Da? Deci, într-un anumit sector al serviciilor, ei vor performa. Dacă pe timpul facultății ei, nu, cei de acum, nu își pun în gând să devină niște intelectuali, în sensul larg al cuvântului, cărora să le placă și istoria, și cultura, arta, și așa mai departe, și tot ce interesează este o diplomă, eu nu văd nicio diferență între diploma de absolvent de facultate de acum, nu mă refer la doctorat sau la masterat, mă refer la ciclu de licență. De licență.
nu văd nicio diferență între un muncitor din economia industrială din anii 80 și un muncitor din economia serviciilor, care numai atâta vrea să fie, doar muncitor, în ghilimele, în industria serviciilor, chiar dacă el are diploma de licență, pentru că pe el nu l-a interesat nimic altceva, nici să știe de istorie, nici să știe de geografie, nici de nimic altceva. Păi, despre asta vorbim. Deci avem 16% licențiați, dar câți dintre ei sunt și intelectuali? Puteți să le faceți o recomandare în încheiere celor care ne-au urmărit și ar dori să citească o carte? Da, e o carte tradusă anul trecut în română. Este de autorul englez Adrian Wooldridge și se cheamă Aristocrația Talentului. Chiar le recomand foarte mult pentru că noua aristocrație în sistemul meritocratic din vest, adică cei care accedeau, ajungeau la funcții de conducere, erau cei care se bazau pe talent. Și talent nu la furat sau la combinații, cum se zice acum în România, ci talent creativ, bazat pe cunoștințe, pe studiu, pe lecturi și așa mai departe. Deci aceasta a fost, cel puțin un timp, noua aristocrație. Cei care se bazau pe cunoștințe acumulate. Domnul Laza, vă mulțumesc că ați revenit în anfiteatru și la o nouă lecție de economie. Să spunem telespectatorilor că ne pot reviziona și pe canalele de YouTube și a Facebook-a postului. Sunt Dan Chilășan și vă urez să rămâneți educați și sănătoși.